Începând cu 14 august, activitatea ansamblului artistic Ciprian Porumbescu este coordonată de scenograful Tamira Gonda Cojocariu. Aceasta l-a înlocuit din funcție pe interpretul de muzică populară Sorin Filip. Economistul Ion Băițan este noul director al Școlii de Artă Ioni Rimescu, în locul profesorului Petru Horvat. Jurnalistul și scriitorul Victor Terusu este noul director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Victor Terusu îl înlocuiește pe Călim Brăteanu. Au dispărut cele trei funcții de șef de secție, a dispărut funcția de șef birou la contabilitate, înființându-se trei funcții de director, o funcție de șef serviciu, o funcție de șef atelier. Analizând cu situația de dinainte, a apărut o singură funcție de conducere în plus, cea de șef de atelier. Managerul Centrului Cultural Bucovina, instituție în subordinea căreia se află atât ansamblul artistic Ciprian Porumbescu, cât și Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, respectiv Școala de Artă Ioni Rimescu, a explicat de ce au fost destituiți Petru Horvat, Sorin Filip și Călim Brăteanu. Am avut nemulțumiri față de munca prestată de ei ca șef de secție. Nu am nemulțumiri în ceea ce privește activitatea strict personală. Ca și conducător, zic eu că mai slab decât cei care m-am gândit eu. Dar ca profesional, sunt mulțumit de activitate. Eu când am venit și am fost numit, prima solicitare a fost, nu vreau să o generalizez, astăzi suntem în acest colectiv adunați, ce aveți prin fișete, prin dulapuri referitor la Bacus, să se consume și de-a doua zi vreau liniște, disciplină și ordine instituției. Și vă spun că așa este în ultima vreme. Noii directori au stabilit deja câteva măsuri menite să le facă viața mai ușoară artiștilor profesioniști de la ansamblul Ciprian Porumbescu. Asta a fost o mare supărare la unii colegi mei, că am hotărât că la ansamblu Ciprian Porumbescu se prezintă pe scenă doar angajați ansamblul Ciprian Porumbescu. Dacă vrem VIP-uri și capete de afiș, așa spune doamna, atunci, pe baza unor contracte de colaborare, de prestare de serviciu legal întocmite, invităm pe Maria Ciobanu, pe Maria nu știu care, sau pe un solist din județul nostru. Toate modificările apărute în organigrama Centrului Cultural Bucovina au fost aprobate de Consiliul Județean Suceava.